Perioada fierbinte pentru absolvenții Academiei Militare. Echipa La Datorie vă raportează din sălile de examen. Acordarea primului ajutor medical cu metode americane. Medicii militari au fost instruiți de colegii din SUA. Jurnal personal expus marelui public. A fost lansată cartea Afganistan, raza mea sălbatică de soare. Au fost studenți și colegi, urmează să devină ofițeri și camarazi. Absolvenții Academiei Militare demonstrează ce au însușit în anii de studii, în selele de curs și în poligoane. Pentru mulți dintre ei, examenele de licență vor fi ultimele probe academice. Sergentul Anatolie Calancea a studiat și în cadrul unei instituții civile. Cu 4 ani în urmă, a optat pentru profesie de militar după absolvirea Colegiului Politehnic. Spune că a dorit să vadă un alt stil de învățământ. Este o meserie care e onorabilă, adică îți dezvolți în această meserie diferite calități ca devotament, curaj. În acești 4 ani, în primul rând, mi-am făcut mulți prieteni, adică și mi-am schimbat calitățile mele de conducător, adică să pot conduce cu efectivul, cu oamenii, să discut, să am capacități, adică de manager. Și, în primul rând, și curajul s-a dezvoltat mult. Unul mai curajos. Absolventul Ion Petroșișin se autodefinește prin formula: la moment, fără 2 minute, deja locotenent. În alegerea profesiei, viitorul ofițer a mers pe principiul originalității și dacă disciplina militară călește caracterul unora, pe cel al studentului l-a temperat. Am vrut să fiu primul din toată familia și din toate rudele mele care să fie militar. Eram foarte aprins la anicei. Sângele circula foarte repede. Acum însă, după 4 ani de zile, sunt mult mai stabil din punct de vedere psihologic. O distanță de 4 ani desparte de statutul de absolvenție liceului și cel de ofițeri. Ion Petroșișin a reușit să acumuleze mai multe realizări. Și-a întemeiat propria familie și în calitate de student la Catedra Transmisiuni a elaborat o teză de licență cu aplicare practică. Aceasta este disponibilă pe site-ul Academiei. La partea practică am propus o nouă aplicație, un nou editor pentru platforma Elias și anume Articulate Storyline și în ajutorul acestei aplicații am creat un curs online care se numește Ghidul de ducere a convorbirilor radio în mediu standardizat NATO plus testări online. El este preconizat pentru ofițerii care au necesitate de acest curs. Pentru a trece testul de bărbăție, studenții Academiei Militare trebuie să susțină 2 probe teoretice, una practică și teza de licență. Apar întrebările care sunt legate de adâncimea de cunoaștere a elementelor din care sunt compuse aparatele moderne. A doua întrebări, cele mai des care apar, asta este lucru practic la îmbinarea sistemului de comunicație și informatică. Sistemele analogice să fie adoptate cu sistemele digitale. De ce îți primești că fiind în perioada trecerea de la tehnicile analogice la tehnice digitale, apar niște probleme tehnice. Dar ele se rezolvă. La absolvirea Academiei Militare Alexandru cel Bun, studenții vor primi grad de locotenent. Aceștia vor fi repartizați în unitățile militare din țară. Dacă să luăm, să facem apreciere primele examene care au fost susținute săptămâna aceasta, putem să spunem așa, promotă bine. Dar mai bine ne va aprecia colegii noștri care sunt în unitățile militare, care va vedea care sunt acele competențe care au fost primite de către studenții noștri pe parcursul a 4 ani de studii. Doresc la Bălți, Brigada 1, Infanterie Moto, acasă, unde să ții. Îmi doresc, adică ca și orice transmisionist, adică în Centrul de Comunicație și Informatică. Pentru acest an, Academia Militară a pregătit 216 absolvenți cu studii la zi și cu frecvență redusă. A reacționa rapid, a învinge emoțiile și a acorda primul ajutor medical. În situații critice, aceste acțiuni sunt sinonime cu viața. Medicii și asistenții medical-militari, dar și civili, au urmat un curs de instruire în domeniul resuscitării.
Scopul acestuia a fost de a instrui cadre care vor deveni la rândul lor specialiști. În calitate de profesori, au evoluat medicii militari din Garda Națională a Carolinei de Nord a SUA. Este vorba despre o instruire a persoanelor pentru a putea acorda primul ajutor medical în sens de resuscitare a persoanelor care au nimerit în accidente. Efectuând aceste acțiuni, se restabilesc respirația și bătăile inimii. Medicii militari americani au căpătat experiența necesară în cadrul misiunilor de pacificare în zonele de risc din Irak. Au împărtășit cu colegilor din Moldova cum au trecut peste emoții. Vorbind cu alți soldați și, desigur, prin antrenamente zilnice. Atunci când lucrezi asupra ta, nu ai timp să te gândești la situația stresantă și reușești să faci ceea ce se cere. În situații de urgență, doar câteva secunde stabilesc hotarul dintre viață și moarte. În caz de stop cardiac al pacientului, reacția și promptitudinea asistenților medicali este vitală. Ne asigurăm mai întâi siguranța proprie, care chemăm salvarea, adică un ajutor, și ne apropiem de pacient și începem cu căile respiratorii, deci să vedem dacă sunt libere. Ne uităm în calitatea bucală, dacă este liberă. Apoi ne apropiem de căile respiratorii să vedem dacă respiră. După asta controlăm pulsul, dacă este sau nu. Dacă nu este puls, apoi începem să îi acordăm prim ajutor. Fixăm masca și în așa mod încercăm să... Masajul cardiac. 30 la 2, deci facem 30. Mulajele, măștile și alt echipament de instrucție au fost donate din partea americană. Reprezentanta SUA a avut parte de o lecție practică predată de un instructor sanitar moldovean. Este profesionist. Am observat aceeași calitate de instructaj pe care o avem în SUA. A utilizat același echipament și a îndeplinit aceleași acțiuni. Principal că instructor să știe la perfecție metodele noi contemporane în acordare asistență medicală de urgență și pe viitor transmite informația acumulată la cursul dat la efectivul Armatei Naționale. Sergentul major Dumitru Cristea a studiat arta acordării primului ajutor medical în cadrul Colegiului de Medicină din Cahul, apoi activând în cadrul Armatei Naționale. Spune că niciun mulaj și niciun scenariu nu poate fi comparat cu situațiile de urgență reale. La cursul anterior chiar am exersat pe noi și deodată este diferență mare. Forță trebuie, rezistența corpului uman e mult mai complicat, mai greu că să lucrezi decât cu un mulaj. Acolo trebuie să fii puțin mai atent, poți fi și multe alte traume în afară de stop cardiorespirator. Activitatea face parte din programul de parteneriat între Carolina de Nord și Republica Moldova. La cursuri au participat 15 cadre medicale militare și 15 civile. Armata Națională, un partener de încredere al SUA. Această apreciere a fost efectuată de comandantul Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, general-majorul Gregory Lask. În cadrul unei deplasări de lucru în Moldova, oficialul american a asigurat că relațiile de colaborare dintre cele două state vor continua. Delegația a vizitat Brigada Moldova, Batalionul 22 de menținere a păcii și Batalionul Geniu. Parteneriatul dintre Armata Națională și Garda Națională a Carolinei de Nord a demarat în 1996, atunci când a fost implementat programul Militar pentru Militari. Tehnica din dotare Armatei Naționale în vizorul Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională. În cadrul vizitei la Brigada Ștefan cel Mare, deputații au inspectat unitățile de luptă și au asistat la o demonstrație efectuată de militari. Manevrarea tehnicii a fost apreciată de parlamentari.
tehnică nouă pentru militarii moldoveni. Este vorba de echipament specializat oferit serviciilor geniu și medical al Armatei Naționale de Garda Națională a Carolinei de Nord. Sisteme GPS, detectoare de mine de ultima generație, ochelari de protecție, truse și machete pentru personalul medical, toate au fost prezentate pe platoul Batalionului Geniu din Negrești. Niște aparate de măsurat de la distanță cu laser, care putem face să aflăm distanța prin distanța cât e până la obiect și poți să facem și fotografie totodată. Este foarte bun. Aparat GPS, care să avem informația când plecăm la diminare sau când ne întoarcem, traseul mai ușor să depistăm satele, raionul, unde mai ușor să putem ajunge la cazul dat. Genistul fără instrumentul ăsta nu poate îndeplini misiunea, este multifuncțional. Are și clește, și cuțit, și ferestrău. Multifuncțional, foarte, foarte, foarte bun. Utilajele sunt multifuncționale și cred că nu vom întâlni greutăți sau nu vom improviza în timpul îndeplinirii misiunii. Geniștii militari au primit și un nou detector de mine pe care l-au încercat chiar la fața locului. Putem să depistăm ceva metale, chiar acum. De ce a depistat? A depistat ceva metale sau ceva de... La eveniment au participat comandantul Gărzii Naționale a Carolinei de Nord SUA, general-majorul Gregory Lasc, șeful adjunct al misiunii diplomatice a ambasadei SUA la Chișinău, Cara MacDonald, ministrul apărării Valeriu Troienko și comandantul Armatei Naționale, colonelul Igor Gorgan. Sperăm că eforturile noastre vor continua să salveze viețile cetățenilor din țara dumneavoastră și să îmbunătățească viitorul Republicii Moldova. Eu cred că acest proiect scoate în evidență relația bună dintre țările noastre și ceea ce putem realiza prin cooperare. Încă o dată, aș dori să mulțumesc tuturor. Statele Unite sunt mândre să susțină această ceremonie și noi vom continua sprijinul nostru pentru parteneriatul între națiunile noastre. Geniștii Republicii Moldova, care sunt în permanență la datorie și exercită cu brio misiunile de dezamorsare a proiectililor, a altor explozive care au rămas în pământul țării noastre din timpul războiului mondial și din timpul conflictului din Transnistria. Sunt sigur că această donație de echipament medical, de utilaj pentru a, care ne va permite găsirea mai calitativă a obiectelor explozive, va aduce la salvarea multor vieți. Va contribui la aceea ca noi să putem să obținem rezultate mai bune în activitatea noastră de toate zilele. Geniștii moldoveni au fost instruiți de o echipă de specialiști din Garda Națională a Carolinei de Nord, care în următoarele două săptămâni va lucra cu personalul militar-medical. Ne-am învățat multe lucruri noi. Căutarea cu detectorul de mine F3, manipularea acestui în teren, depozitarea și manipularea munițiilor, identificarea munițiilor după diferite trăsături cheie. Setul de tehnică și utilaj special, în valoare de peste $200,000 SUA, a fost donat în cadrul proiectului de asistență umanitară Humanitarian Main Action și este destinat pentru instruirea geniștilor și medicilor Armatei Naționale. Echipamentul oferit mai include aparataj de testare a capselor detonante, echipament de protecție personală pentru geniști, echipamente medicale, manechine, truse și instrumente medicale, diverse materiale didactice, laptopuri, imprimante, videoproiectoare, table de clasă. Război, despărțire, devotament și iubire. Așa a simțit conflictul din Afganistan Olga Căpățână, în prezent ofițer în rezervă. A petrecut în zona de luptă un an și jumătate. În această perioadă și-a împărtășit gândurile și sentimentele jurnalului. Peste 25 de ani de la retragerea trupelor sovietice, s-a confesat și publicului larg prin cartea Afganistan, raza mea sălbatică de soare. Prima carte, Afganistan, raza mea sălbatică de soare, în principiu este un caiet intim pe
care l-am scris în acele 18 luni cât am fost în serviciu în Afganistan. Deci eu sunt ofițer în rezervă, sunt pensionar a Ministerului Apărării. Această carte este un fel de, să zic eu, n-aș putea spune că e o autobiografie, însă multe din cele scrise acum le-am trăit acolo pe pământul Afganistanului. Și despre a doua carte, la Nistru, la Mărgioară, e tot absolut ceea ce am văzut cu ochii mei. Deci nu este nimic inventat. Ceea ce scriu eu este din viața de toate zilele, cele trăite, cele văzute. Cartea lansată recent este prima parte a trilogiei De la Nistru până la Sena. Pentru că a fost editată în limbele română, rusă și franceză, autoarea speră să transmită mesajul operei unui public distinct ca mentalitate, istorie, cultură. Anul ăsta se împlinesc 25 de ani de la scoaterea trupelor sovietice din Afganistan și în februarie am editat deja cartea Mireasa Eroului, care sunt 5 povestiri tot despre Afganistan. A durat mai mult timp ca să o editez. Costă, e mai costisitoare și poate din punctul ăsta de vedere. În schimb, totuși a apărut și în română, și în rusă, și în franceză. Ce e prin ce se deosebește cartea de alte opere despre război e faptul că discursul ei nu e o ficțiune, ci o împletire de sentimente și evenimente. Asta e ceva foarte strașnic, foarte urât, foarte rău. Dar și în timpul războiului oamenii trăiesc, oamenii iubesc, viața nu se termină chiar și în cele mai cumplite zile din viața unui om. Lansarea volumului a fost însoțită de un spectacol despre ororile războiului. Actorii au intrat în pielea protagoniștilor care au luptat, au suferit, dar și au sperat, au iubit. Astăzi am vizionat un film care cu programul artistic, care cu trăirile care au fost în Afganistan. Toți au fost bine organizați la nivel. Am simțit acele trăiri care ei au simțit acolo. A fost organizat bine. Am simțit și eu niște emoții destul de mari. Parcă m-am regăsit acolo în Afganistan. Spectacolul cred că este destul de reușit, anume actorii au acele momente, au trecut prin acele momente care chiar dacă este pur și simplu o carte și merge tot după carte, ei au anume acele retrăiri, acea frică care a fost și în Afganistan. Banii din vânzarea cărților vor fi transmiși familiilor ostașilor căzuți la datorie.